În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși, preacucernici părinți, domnule primar, iubiților credincioși, Evanghelia care s-a citit astăzi, am ascultat-o împreună de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, care ne redă nouă importanța praznicului de astăzi. După numărul cronologic, este al patrulea praznic al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care cu acest praznic se încheie în ciclul sărbătorilor de iarnă. Multe avem noi de învățat dintr-o acest praznic, deoarece marea schimbare a testamentului celui nou vechi în testamentul cel nou, astăzi îl aflăm noi dintr-o acest praznic. Găsim în Sfânta Scriptură acolo unde în testamentul cel vechi oamenii cei de atunci, mulți dintre înși nu-L cunoșteau pre Dumnezeu, nu cunoșteau numele Lui Dumnezeu. Ne aducem aminte de acel Iacob care s-a luptat cu Dumnezeu, l-a biruit și l-a întrebat de numele Lui. Și a spus așa Dumnezeu că minunat este numele Lui. Îl găsim pre Moise, pre muntele Sinai, acolo unde din mâna lui Dumnezeu a luat tablele legii, l-a întrebat de numele Lui să spună oamenilor. La fel și atunci i-a spus Dumnezeu lui că minunat este numele Lui. Și nici fața Lui nu o va vedea decât numai spatele. Și astăzi, cum am auzit în Sfânta Evanghelie, dreptul acesta, Simeon, a văzut fața lui Dumnezeu, a știut numele Lui și mai mult decât aceasta l-a ținut în brațele sale pe Cel care a dat legea acolo în Sinai și astăzi a venit la templu să o împlinească, căci gura Lui cea nevicinoasă a spus că nu am venit să stric legea, ci să o împlinesc. În poruncile lui Moise, acelea 10 porunci, a mai dat și alte porunci care, 2 porunci astăzi se împlinesc cu praznicul acesta. Tot în Vechiul Testament găsim noi acolo, când Iacob s-a pogorât în Egipet la cea foamete care era în țara Canaanului, a stat acolo 430 de ani, în care Moise, care mai bine zis Dumnezeu prin mâna lui Moise, a scos spre poporul său din Egipet dintr-o acea robie. Știm acele plăci care le-a dus peste poporul Egiptului, peste Faraon, însă acea de-a 10-a plagă a fost cea mai cumplită. Și care a fost aceea? A fost fiindcă cel întâi născut, de la om până la dobitoc, era omorât de Îngerul lui Dumnezeu. A scos egiptenii pe Israel din pământul lor, a venit, știind după acea pelegrinare de 40 de ani în
în pustiul Sinai, a ajuns în țara Canaanului, dar i-a dat porunca lui Moise Dumnezeu, spunându-i lui așa, ca să-i sfințească lui pe tot cel întâi născut care se va naște. Și a fost o vreme aceasta ca tot cei întâi născuți care se nășteau, se sfințeau, adică erau în slujba lui Dumnezeu. Însă mulțindu-se, s-a hotărât ca să fie răscumpărați și să fie în slujba lui Dumnezeu numai acei din seminția lui Levi. Și așa s-a și făcut, care mai departe a fost acea poruncă dată de Moise, ca la 7 zile să fie prugul tăiat împrejur cei departe bărbătească, iar la 40 de zile să fie dus pruncul și închinat în templu de la Ierusalim. Știm că această rânduială a închinării pruncilor este și la noi rămasă tocmai dintr-o acel timp. Dar însă și este o binecuvântare de la Dumnezeu. A venit mama cu pruncul la biserică, fiindcă dacă ne aducem aminte de acea rugăciune care o spune preotul acolo la maica cea care a născut, o fericește predânsa pentru acea jertfă că a dus prunc pe lume, iar pruncul este închinat și adus în biserică. Sunt părinți care neglijează acest lucru și de aceea vedem că în timpul vieții copiilor ba se îmbolnăvesc, ba sunt în fel și fel au necazuri și ne întrebăm noi de ce oare. Spunem că nu ne iubește Dumnezeu sau fel și fel de motive, dar iată de unde vin toate acestea, vin din neglijența părinților. Și să avem noi grijă de aceasta, să ne facem noi datoria ca cei care suntem creștini și ne numim pre noi înșine creștini. Deci această poruncă astăzi a fost împlinită de Maica Domnului și de logodnicul Iosif, s-a împlinit 40 de zile de la naștere și a venit cu pruncul în templu din Ierusalim. A venit acolo și era de rând la biserică arhiereul Zaharia, care când a intrat acolo în templu la închinare, ce a făcut cu Maica lui Dumnezeu? A pus-o în rândul fecioarelor. Bineînțeles, era însuflat de Dumnezeu și știa și viața lui cea mai dinainte, când a fost pregătită în templu pentru a duce în lume pe Fiul lui Dumnezeu, și știa toată taina mântuirii noastre. De aceea o considera ca pe o fecioară și a pus-o predânsa în rândul fecioarelor. Cred că, bineînțeles, acei care erau de față, bătrânii, cărturarii, farisei, cred că multă supărare a dus acestui drept cârtin pentru ceea ce a făcut dânsul. A închinat pruncul și era legea așa ca cei care răscumpără pruncii, care erau mai bogați, să aducă un mel de la răscumpărare sau doi pui de porumbel sau două turturele.
Însă ei fiind mai săraci nu a adus mielul, fiindcă mielul era Mântuitorul, căci ne aducem aminte de la botezul Domnului când sunt Ioan Botezătorul a cuvântat spunând, iată mielul lui Dumnezeu cela ce ridică păcatele lumii. Deci mielul era de față, a adus doi părumi care, cum spune Sfântul Ierarh Atanasie cel Mare, simbolizau curățenia Maicii Domnului și curățenia Mântuitorului, iar cele două turturele, ce însemnau, ce importanță aveau, ce simbol aveau, avea acel simbol al dreptului Simeon și a prorociței Ana, care împreună erau acolo de față. La ieșirea de acolo din templu, i-a întâmpinat predânsii dreptul Simeon. Și cine oare era acest drept Simeon în Ierusalim? Oare numai dânsul era drept în Ierusalim, nu mai era și alții? Singur era și singurul a fost până atunci când l-a numit premântuitorul stăpân. Deci pentru prima oară a fost numit de acel Simeon ca stăpân. Acest Simeon în Sfânta Tradiție se spune că ar fi fost preot, că ar fi fost cărturar, indiferent ce ar fi fost, se spune că când Platomeu Fidavelful, care a fost mare faraon în Egipet, știm de acea mare bibliotecă din Alexandria, dânsul dorea ca să aibă și Sfânta Scriptură a evreilor în colecția sa, deoarece în Egipt, într-o acea vreme, locuiau și mulți greci care nu știau ebraica și voia ca și acei evrei să aibă Sfânta Scriptură în limba greacă care o vorbeau acolo în Alexandria. Și a înștiințat pe preoți dintr-o acea vreme Elia Lazar să-i trimită în Egipet 72 de bărbați cărturari ca să tulcuiască Sfânta Scriptură din ebraică în greacă. Și printre aceștia 70 de bărbați a fost și acest Simeon, care vreme de 72 de zile a tălcuit Sfânta Scriptură, adică Testamentul cel Vechi și Sfântului, adică dreptului acestuia Simeon, i-a căzut lui să traducă acea frază, acel capitol de la Sfântul proroc Isaia, capitolul 7, versetul 14, care spune așa, iată fecioara va lua în pântece și va naște fiul și se va chema numele lui Emanuel. Ajungând el cu traducerea acolo, a stat, s-a gândit și a spus în gând, în sinea lui așa, că poate că prorocul acesta, Isaia, și dânsul a fost om și ca om poate greși. Și a tăiat, a șters acel nume de fecioară și a scris acolo, o tânără va lua în pântece. Dar dânsul nu și-a închipuit, căci nu este cu putință la oamenii, este cu putință la Dumnezeu. A doua zi, când a mers iarăși la lucrul său, a văzut pus acolo pe hârtie iarăși fecioara. A șters iarăși, a doua oară s-a întâmplat la fel și a treia oară când dânsul
a vrut să șteargă acel nume de fecioară, Îngerul Domnului l-a oprit și a spus lui așa, că nu va muri până nu va vedea pe Hristosul Domnului, adică până atunci, până când va veni mântuirea întru Israel. Și se spune că era trecut acum de 300 și ceva de ani, chiar 360 de ani, dar însă mergea tot timpul la templu din Ierusalim. Era foarte bătrân, dar cu acel toiac al bătrâneților venea la templu așteptând mântuirea lui Israel. Și iată că într-o acel ceas când Maica Domnului era acolo în templu cu pruncul, a fost descoperit de la Duhul Sfânt că acesta este Hristosul Domnului, acesta este acela care va paște prenorodul său Israel. A venit la Maica Domnului, a luat pe pruncul în brațe, a binecuvântat pre Dumnezeu și a cerut iertare și a început însul a proroci despre prunc și a spune așa, acum slobozește pe robul tău, stăpâne, de cere slobozenie de la Dumnezeu să meargă și dânsul acolo unde au plecat și părinții lui. Deci, cum a spus la început, acest drept Simeon a fost primul om care l-a numit premântuitorul ca stăpân. După care a continuat mai departe, după cuvântul tău în pace, că-și văzură ochii mei mântuirea ta, care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. După care acest Simeon spune în Sfânta Tradiție că ieșind din templul Domnului, acolo și-a dat Duhul lângă templul din Ierusalim și, cum spune Sfântul Chiril al Alexandriei, a mers în iad acolo să vestească pe acei drepți care așteptau mântuirea lui Israel. Că de vreme ce urmau să vie acei prunci care i-au ucis irocei 14.000 de prunci. Deci acest drept Simeon a fost primul care l-a ținut în brațe, premântuitorul l-a recunoscut ca stăpân și a mers primul acolo în iad unde a dat acea veste că a venit mântuirea, a venit mântuitorul pe pământ și de grabă vor fi și ei izgoniți dintr-o întuneric. Deci vedem noi aici, mântuitorul a fost numit ca stăpân, dar știm noi că dânsul a fost ca și arhiereu care s-a jertfit pentru noi, a fost și ca proroc care tot ceea ce a prorocit s-a împlinit, a fost ca stăpân, cum l-a numit acest Simeon, care este stăpân peste cei vii și peste cei morți. Dar să vedem noi unde l-a găsit Simeon pe Mântuitorul. L-a găsit în biserică și găsindu-l acolo în biserică, s-a schimbat dânsul, plecând dintr-o această lume în lumea cealaltă, cerându-i stăpânului binecuvântare. Ne aducem aminte și de alții când s-a întâlnit cu Dumnezeu și și-a schimbat viața lor.
Saul acesta care s-a întâlnit cu Mântuitorul, îl vedem după acea întâlnire numit Sfântul Apostol Pavel, care toată viața lui și-a pus-o în slujba Mântuitorului, vestind Evanghelia cu timp sau fără timp tuturor neamurilor. Vedem acel tâlhar de pe Sfânta Cruce, când l-a văzut Premântuitorul și-a schimbat viața, cerându-i lui mântuire, și a fost acel primul care a deschis sraiul, adică tâlharul. Duminica trecută am văzut pe acel Zaheu care era bogat, era mai marele vameșilor, întâlnindu-se cu Mântuitorul, a devenit acel apostol Zaheu care s-a mântuit și dânsul. Maria Magdalena, ce a fost dânsa? A fost o desfrânată, dar întâlnindu-se cu Mântuitorul, a devenit Sfânta Muceniță Maria Magdalena. Deci toți cei care s-au întâlnit cu Dumnezeu, cu Mântuitorul, și-au schimbat viața sa. Și noi venind la Sfânta Biserică, întâlnindu-ne aici cu Mântuitorul, să ne schimbăm noi viața, să-L purtăm noi, Premântuitorul, în inima noastră, în cugetul nostru. Să-L purtăm în inima noastră, așa cum altădată Sfântul mucenic Ignatie, dacă citim mucenicia lui, știm că a fost aruncat la fiare, l-au mâncat fiarele, și a rămas numai inima. Și acei tirani dintr-o acel timp, știind că dânsul își spunea că este purtător de Dumnezeu, luându-i inima acestui sfânt, când a despicat-o, era acolo întrânsa pe o parte și de alta scris așa, Iisus Hristos. Și noi să purtăm Premântuitorul în inima noastră, să venim la Sfânta Biserică, să ne împărtășim noi cu Sfintele ale lui Hristos taină, căci acest drept Simeon a purtat pe brațe, noi îl putem purta în sufletul nostru prin Sfintele ale lui Hristos taină. Îl găsim Premântuitorul în Biserică, nu-l găsim noi în altă parte, la distracții, la altele și altele blestemății ale lumii acestuia, ce numai în biserică. Deci, iubiților credincioși, să luăm noi bine aminte, să ne pregătim noi a primi Premântuitorul Iisus Hristos în viața aceasta, ca și după plecarea noastră dintr-o această viață, să împărățim noi împreună cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt în vecii vecilor. Amin. David, preacuvioși, preacucernici părinți, domnule primar, iubiți credincioși, după frumosul cuvânt care l-a ținut preasfințitul David în legătură cu praznicul de astăzi, cred că nu mai am adăugat prea multe. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați avut dragoste și ați luat parte la astăzi la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, care s-a făcut în cinstea acestui luminat praznic al întâmpinării Mântuitorului Hristos, care este hramul al doilea bisericii aici din Comuna Grumăzești. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să primească rugăciunile noastre, să ne întărească în credință, să numere pașii noștri către Sfânta Biserică, pentru că lucrul cel mai frumos și mai bun este înaintea lui Dumnezeu,
ca omul să vină la biserică, să asculte învățăturile bisericii, să ia binecuvântarea preotului, arhiereului și a celorlalți clerici care slujesc aici în Sfânta Biserică, pentru că lucrul acesta este un lucru foarte mare, iubiților credincioși, pentru că această rugăciune care se face împreună, această rugăciune publică, sfânta și dumnezeiască liturghie, se face împreună și cu clerul și cu poporul, care este bine primită înaintea lui Dumnezeu. De asemenea, țin mult să mulțumesc dascălilor care au cântat îngerește astăzi la această sfântă și dumnezeiască liturghie, frăților voastre care ați avut dragoste și ați venit în mijlocul nostru aici ca să ne fiți cu prezența. Mulțumim domnului primar care a avut dragoste și dumnealui a venit astăzi aici să fie în mijlocul nostru și mulțumesc tuturor. Dumnezeu să ne numere pașii, să ne dea înțelepciune, să ne dea dragoste, să ne dea lucru cel bun și în al doilea rând să ne întărească în credință, pentru că în zilele de astăzi aceasta ne lipsește nouă. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să trăiți într-un mulți ani și toate cele de folos pentru familie și pentru toți cei dragi ai noștri. În continuare, rog pe fiecare care ați venit, se va face aici de către creștinii noștri masă, la această casă de prăznire care s-a început să se construiască, dascării și cu preoții vor merge acolo sus la cealaltă sală de mese și fiecare, cum ne-am îndulcit din darul Sfintei Liturghii, să ne îndulcim și din această agapă, pentru ca să fie toate frumoase și bune, să trăiți într-un mulți ani și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumesc!